Bună ziua, Teo! Bine ai intrat! Teo, astăzi v-am pregătit niște partide. Ne auzim în primul rând, da? Aștept o confirmare de la tine. Ok. Deci v-am pregătit niște partide, ție și Preci și lui Sofie, că o să intre și ea. În care învățăm cum să atacăm regele advers, din nou o lecție și un subiect dezbătut des, pentru că în fond este cel mai important lucru într-o partidă, să dai șah și mat regele advers. Și am să încep cu această primă partidă, jucată între doi mari, nu mari, doi maestri simpli. Dar chit că rangul lor este mai mic, nu este la cel mai înalt nivel, au reușit să, ca să spun așa, să producă o partidă foarte frumoasă. Deci albul începe E2, E4 și negru începe cu acest calb B8, C6. O mutare mai neobișnuită, un pic mai rară, pentru că într-un fel îl invită pe alb să-și construiască imediat plugul de zăpadă, ceea ce albul, această partidă, exact asta face, joacă D2, D4. Această deschidere a fost pusă în practică prima dată acum 100 de ani de către Aron Nimzowici. Eu știu că tu ai avut o participare mai rară la lecțiile mele. Eu am făcut o lecție cu Sophie referitor la curentul hipermodern în șah. Hipermodernismul în șah a apărut, ca să spun așa, în anii 20 ai secolului trecut și reprezentanți de seamă acolo au fost Achiba Rubinstein și acest Aron Nimzowici. Una dintre ideile hipermodernismului, care era ca în deschidere să lupți pentru centru mai mult cu piesele decât cu pionii. Deci, de obicei, până la apariția hipermodernismului, se considera că lupta pentru centru trebuie dusă în special cu pionii, pentru că ei fiind cele mai slabe piese de pe tablă, de obicei piesa adversă trebuie să retragă din calea lor. Însă, de exemplu, Aron Nimzowici a pus în practică această deschidere mai rară, dar destul de bunicioică, ca să spun așa. Inclusiv Magnus Carlsen o mai folosește uneori, chiar în partide împotriva unor jucători puternici. De exemplu, într-o partidă cu Anand n-a jucat de 2 de 4, pentru că vei vedea care este ideea din spatele lui de 2 de 4, ți-o explic, dar Anand în partida respectivă a jucat cal G1 F3, gândindu-se că poate Magnus va juca E5 și atunci se va intra pe liniile obișnuite din spaniolă ori din italiană, dar Magnus a continuat cu D6 și după D4 cal F6. Un mod de a trata deschiderea mai original, însă perfect viabil, să știi, Teo. Aici albul, de exemplu, bună Mihai, bine că ai intrat, numai ce am început lecția. Ești și tu atent. Mă auzi, Mihai, da? Teo, trebuie să... Ok. Deci aici albul are două continuări, dar în ambele negru se poate declara mulțumit de deschidere. De exemplu, poți să joci cal C3, să-ți aperi pionul din E4, dar după nebun G4, nebun B5 și D5, E5 și cal E4. Sau, și poziția asta este considerată egală. După damă D3, cal C3, șah și damă ia pe C3 și damă D7. Sau,
Deci, încă o dată, inclusiv Magnus Carlsen, în partida respectivă cu Anand aici, i-a jucat D5, care a dus la o altă variantă. Negru într-adevăr, ducându-și calul înapoi, dar apărând anumite slăbiciuni datorită împingerea acestui D4, D5, care justifică într-un fel pierderea de tempo pentru negru, da? Dar revenind la partidă, pentru că vreau să înțelegeți. Deci în partidă, normal, este să joci D2, D4, să-ți faci plugul de zăpadă. Și ideea de bază a acestei deschideri, bună ziua Sofie, bine că ai intrat și tu, suntem 3 cu mine, 5, da? Că eu fac 2, sunt mai voinic decât... Mă auzi, Sofie, da? Numai ce am început, Sofie, da? N-ai întârziat decât vreo 5 minute. Sofie, ne auzim? Până zice ea, da, că sunt sigur că mă aude și ea, dacă Teo și Mihai mă aud. Deci ideea de bază a acestei deschideri este că aici negru să joace D7, D5. Și după E4 ia pe D5, dama ia pe D5. Și în acest moment apare presiune pe acest pion de la D4. Mă bucur, Sofie, foarte bine. Deci apare o presiune asupra pionului din D4. Asta este ideea de bază a apărării Nimzovici. Încă o dată, mai rar jucată, de obicei, din nou, ca o Nimzovici a rămas mai mult în istorie cu cealaltă apărare împotriva lui D4. Și după cal F6, C4, E6, cal C3, nebun B4. Asta este tot apărarea Nimzovici, da? Deci vedem cum acest Aron Nimzovici a avut o oarecare contribuție la deschiderile care se joacă și la ora actuală. Mult mai jucată este într-adevăr aceasta, dar încă o dată, revenind la partida noastră, și această apărare este jucată, chiar la nivel înalt. Aici, de exemplu, deci încă o dată, în partida a jucat E4 ia pe D5, cel mai corect răspuns, așa, ca să spun, datorită faptului că negru scoate dama totuși pe un câmp pe care poate fi tracasată, deci atacată, da, dar negru se bazează pe faptul că nu poți, de exemplu, să scoți direct cal aici, că îți bat și râd de tine, da? Deci trebuie să iei în acest moment măsuri de siguranță pentru acest pion din D4, da? Cal F3 și aici negru joacă nebun G4. Ca o curiozitate, și această mutare este jucabilă, dar la ora actuală vă spun eu că Magnus precis ar juca aici E5. Asta este cea mai tare continuare. Deci E7, E5 este cea mai tare continuare, pentru că după cal C3 să joace nebun B4. Și după nebun D2 bate calul și pe urmă joacă E4. Poziția asta, chit că negru dă perechea de nebuni, își menține dama pe câmpul D5, unde nu poate fi atacată. Deci, o deschidere care este destul de favorabilă pentru negru. Negru nu are de ce să se plângă aici, în această poziție, de vreun dezavantaj la o, adică, da? Și să zicem, după cale 5, cale 5, D5, nebune 6, poziția asta este ok pentru negru, da? În partidă însă, încă o dată, revenind aici, a jucat nebun G4, care este o legare destul de enervantă, da? Nebune 2 și rocadă mare. Ca o curiozitate aici pentru toți trei, să nu cumva să credeți că veți lua vreun pion în această variantă, care este de copii mici, și noi nu mai suntem copii mici, suntem copii mari, pentru că îți bat apărătorul cu șah și pe urmă zbor dama, da? Deci, rocadă mare în acest moment
Și deschiderea pare foarte, foarte promițătoare la o, adică pentru negru, care a obținut presiune. Deci, în acest moment, eu chiar amenin să-ți bat la F3 și pe urmă să-ți bat la D4. Și acum vreau să înțelegeți un lucru. Dacă ești, să zicem, un tip cu minte, nu ești agresiv și iei eventual o poziție așa de căprioară, joci C3. Da? Dar în partidă, albul vrea să arate că este prădător și joacă C4. Zicând, băi, tata, ai o damă pe un câmp unde poți să-ți o atac. Și după, damă H5, împing D5. Este asta, în acest moment, vreo amenințare pentru negru? Nu. Pentru că nu poți să bați acest cal atâta timp cât pionul este legat. Da? Scuze. Și aici negru joacă nebunea pe F3, care este totuși o mică inexactitate. Deci, de ce este o mică inexactitate? Pentru că practic dai perechea de nebun fără ca albul să te forțeze pe tine, da? Normal trebuia să joci E6 aici. Ceva foarte logic, zic eu, din punctul meu de vedere, da? E6, să zicem, cal C3, nebun pe 4, poziția este de luptă și de o parte și de alta. Dar, încă o dată, negru joacă nebunea pe F3 și după nebunea pe F3, dama E5. Și acum, într-adevăr, observăm care este, ca să spun așa, ideea negrului, care la o adică ori vrea să-l lase pe negru pe alb fără rocadă dacă joacă rege F1, da? Ori dacă joacă dama E2 să schimbe damele și să n-aibă probleme după cal D4, da? Ori dacă joci nebun E2, din nou să joc cal D4 și nu-mi place poziția asta. Sincer, nu-mi place. Din punctul de vedere al albului, mă oprește să fac o cadă, voi pierde și perechea de nebuni, când va bate în E2. Acest nebun este legat, da? Deci tot avantajul meu dispare. Negru se poate considera foarte mulțumit de rezultatul deschiderii. Însă albul aici joacă foarte puternic nebun E3. Și practic partida ia o turnură în care unul dintre jucători, în loc să-și vadă de treabă și să-și continue la o adică cât de cât dezvoltarea, în acest moment, încă o dată, albul nu amenință nimic, pentru că nu poți bate acest cal din C6, ai pierde dama de la D1. Și să continui să scoți naiba cele două piese ușoare care sunt în păpuci, cum s-ar spune, deci atât calul din nebunul din F8, cât și calul din G8 stau și încă pasc iarbă verde, să joci 6, da, și pe urmă să te dezvolți eventual cu tempo, se aruncă și câștigă material, dama ia pe B2, care este o greșeală. Și încă o dată, partida intră în acel, ca să spun așa, într-o fază în care asistăm la o luptă între câștig de material versus dezvoltare. Pentru că aici, foarte periculos și foarte inventiv, albul face rocadă. Deci nu se uită la acest turn din A1. Vă rog să mă credeți că aici negru, deci încă o dată are un pion în plus și el poate lua și turnul din A1. Chiar dacă nu ia acel turn din A1, el deja este în poziție grea. Deci să zicem că ai juca aici cal B4. Păi după cal D2, dintr-o dată ai atât acest pion înapoi, dar mai ales ai, să zicem, A3 și cu turn sau turn B1 direct, sau dama 4. Uitați-vă cât
câtă forță în atac poate obține albul aici cu prețul unui simplu pion. Dar în partidă, negru zice, pustea un pic cățeau și tu. Mersi. Și avem o situație în care negru are un turn și un pion în plus, dar dintr-o dată siguranța regelui propriu, adică a regelui negru, sare în aer după mutarea asta de 5 a pe C6. Deci o mutare pe care negru sunt convins că nici n-a luat-o în calcul. Cum, Doamne, iartă-mă, să dai dama din D1? Adică după ce că ai dat un turn din A1, mai dai și dama din D1. Dar vom vedea un lucru foarte, foarte important aici. Practic, turnul din D8, care este o piesă dezvoltată, va dispare și albul va rămâne doar cu o damă și cu un rege foarte expus. Deci după... Deci, dacă n-accepți dama și joci, să zicem, B7 ia pe C6, după dama 4, asta nu mai este poziție. Pentru tine, cu piese negre, de jucat. Chit că ai chipurile o calitate în plus, regele tău e făcut praf. Imediat, fără nicio... Deci, am dama 7, dama C6, nebun C6, am un atac uluitor asupra ta, da? De aceea, vrei, nu vrei, aici trebuie să bați dama. Șah însă, mutare intermediară, și după rege B8, acum turnea pe D1. Și ne uităm pe această poziție. Și vedem următorul lucru. Nu prea putem să oprim acel turn de 8 șah. Este copii? Și în poziția actuală, dacă cumva albul dă turn de 8 șah, e șah și mat. Nu? Dacă, de exemplu, încerci să dai material înapoi cu acest dama ia pe B1, păi după turnea pe B1, din nou ești complet pierdut, pentru că va urma imparabil nebuna 7. Deci să zicem că scoți un cal, cal ceva nu văd. Nebuna 7, regea 7, damă, la revedere. Nu? Regea 6, mat. Made. Și atunci, după multă gândire aici, într-o poziție pe care nici nu și-a imaginat că poate apare pe tablă, negru găsește cam singura, ca să spun așa, continuare cât de cât viabilă. C7, C6. Pe ideea că dacă cumva faci greșeala să-i dai șah, să bați pionul din B7. În acest moment, pionul din B7 nemai fiind apărat. Dar albul bate simplu, nebun, ia pe C6 și după rege C7 urmează un șah. Ups! Și după regea pe C6, negru se gândea, stai un pic, îl fac praf aici. Chiar dacă scoate dama, na, poate mă supără, iau și acest rege, să văd acest turn, să văd cum mă bat. Cine îmi spune ce mută albul aici? Cât mi-a prins și eu o țigară. Pun o guriță de cafea. Nu, ce mută albul? Albul este la mutare tău. Deci, încă o dată, secvența de mutări a fost următoarea. C6, nebunea pe C6, rege C7,
Turn de 7, șah, rege C6. Albul este la mutare. Și dacă nu-l termină repede pe regele negru, s-ar putea ca lucrurile să complice pentru alb, având în vedere materialul redus. Turn C7, de cine e apărat acel turn T-o? Ți-l bat cu regele. Deci, cu o dată T-o, turn C7, rege C7. Mersi, mersi, ești un dulce. Mai dai un șah, ți-l bași pe ăsta. Te-o, ai auzit de... Îți mai aduce aminte de acea lecție care am făcut-o noi doi împreună la club, sub promovarea? Mai mult nu pot să vă zic. Deci în 90% din cazuri un pion se transformă în damă. Dar în 10% din cazuri pionul se transformă în altceva. Se poate transforma și în turn, și în nebun, și în cal. Puf, puf. Corect, cal, e șahmat. Mate. De șahmat. Sophie și Mihai, ați înțeles? Deci, într-adevăr, îți trebuie puțină forță de calcul ca să vezi această variantă, care, până la urmă, tu trebuie, în momentul când îi dai drumul, trebuie să o vezi din acest moment. Deci, aici trebuie să-ți imaginezi poziția de final. Pentru că dacă nu-ți imaginezi poziția de final, în niciun caz nu bați acest cal. Pentru că îți dai seama că vei pierde, nu? Dar dacă vezi, deci în momentul când albul a bătut acel cal de la C6, el a văzut toată această variantă. Și încă o dată, n-ai cum să te duci la D7, că îți bat pe ăsta cu șac și pe urmă scot damă. Deci dacă te duci să zice rege de 7, turnea pe D1 cu șac, rege ies în papuci și scot dama, asta nu mai e poziție. Da? Pe lângă faptul că ți-am tras regele de mustăți în centrul tablei, ai și o piesă minus și trei piese care îți dorm aici. Nici nu știu cum să te bat într-o astfel de poziție. Deci tu aici trebuie neapărat să vezi că negru va fi forțat să ajungă la B8, dar după turn de 1 trebuie să iei în considerare atât dama ea pe B1, cât și pion C6 care l-a jucat în partidă. Și să vezi această continuare, nebunea pe C6, din nou cu amenințare turn de 8, așa, rege C7 și acum să vezi ideea asta, turn de 7, rege C6, încă o dată, de aici totul ia o tentă forțată și B8 cal, da? Deci practic această primă partidă care vă arătai este o luptă între doi jucători, unul încercând să câștige material, iar celălalt punând accent pe dezvoltare. Și așa cum v-am arătat într-o groază de partidă, și acum asta este o altă partidă, de obicei mai importantă, cel puțin în faza de deschidere, este dezvoltarea. Următoarea partidă, care intră cam în același context, în aceeași categorie de luptă a dezvoltării contra material, este o partidă jucată între doi mari maestri, în speță al 11-lea campion mondial de șah, Bobby Fischer și William Addison, la interzonalul de la Palma de Mallorca. Deci acest interzonal de la Palma de Mallorca din 1970 a fost practic cam ultimul turneu, ca să spun așa, exceptând evident meciurile pentru candidați și pentru titlul mondial. Dar ultimul turneu în care, turneu fiind acel concurs în care sunt mai mulți jucători, da?
nu doar unul contra unul. Deci ultimul turneu al lui Bobby Fischer din istoria lui șahistă. După acest turneu, Bobby Fischer n-a mai jucat decât meciurile candidaților și meciul pentru titlul de campion mondial. Și pe urmă, practic, s-a retras într-un turn de fil de și acolo. N-a mai jucat șah deloc. Așa cum făcuse și Paul Morphy la 100 de ani în urmă. Da? Și de-aia și pierdut titlul în 75. A refuzat să joace meci pentru titlul mondial cu Anatoli Karpov și FIDE i-a dat titlul lui Karpov. Deci, practic, Karpov a câștigat meciul, titlul mondial la masa verde, cum s-ar spune, da? Dar revenind la această partidă, turneul acesta de la Palma de Mallorca a fost câștigat clar de Bobby Fischer, cu vreo 3 puncte în fața locului 2, care a fost Stephen Geller. Oricum, primii 6 s-au calificat mai departe în turneul candidaților. Această partidă, deci încă o dată, Bobby este cu albi, joacă iubirea lui, pionul din fața regelui, E2-E4. Deci Bobby Fischer a fost un adept practic al mutării pionului din fața regelui două pătrățele. E2. Foarte rare sunt partidele în care el joacă pionul din fața damei. Și aici acest Addison adoptă apărarea scandinavă, D7-D5, care este o deschidere bună. Da? Chit că duce la o adică după E5, D5, C3, duce la chipurile la pierderea unui tempo. Dar este o apărare bună, pentru că negru aici are 3 continuări viabile. Dama 5, dama de 6 sau dama de 8. Inclusiv această retragere de dama înapoi este considerată și la ora actuală ca fiind jucabilă și acceptabilă pentru negru. Și exact asta joacă în partidă negru. Deci dama de 8, nebun ce pion de 4, scuzați-mă, cal F6 și nebun C4. O dezvoltare preferată foarte mult de Bobby Fischer împotriva scandinavei. De obicei aici albul foarte des continuă cu acest cal F3, care însă la o adică îi permite negrului o legare cu nebun G4 acum sau mai târziu. De aceea Bobby preferă varianta asta. Și după nebun F5 îi joacă dama F3, care practic este un fel de atac dublu, da? Deci îți atacă atât nebunul din F5 cât și pionul din B6 B7. Și normal că nu-ți vine să-ți retragi nebunul înapoi ca să nu pierzi nimic. Dar dacă nu poți să-ți retragi nebunul la C8 pentru că rămâi în urmă cu dezvoltarea, n-ai decât o mutare posibilă aici ca să nu pierzi material, care este dama C8. Și după nebun G5, în acest moment, negru îi bate un pion. Ceea ce este puțin îndoielnic. Deci, din punct de vedere material, este o tentație prea mare. Într-adevăr, să-ți iau un pion în această fază în care încă nu văd din partea ta cu albul niciun atac asupra regelui meu. Da, o să rămân în urmă un pic cu dezvoltarea, da, o să ai inițiativă pe termen îndelungat, dar eu voi rămâne cu un pion și mai devreme sau mai târziu trebuie să-mi fac rocada și voi rămâne cu un pion. Și este foarte logic cum gândește într-un fel negru. Pentru că, încă o dată, pentru acest pion, albul obține într-adevăr inițiativă și o inițiativă prelungită. Turn C1, nebun G6. Deci, dintr-o dată, observați cum albul și-a făcut cu această mutare de tempo rost de o coloană semideschisă. Cale 2, Fischer niciodată nu este un jucător care să ignore dezvoltarea propriilor piese. Și acum vrei să joci E6, da?
să scoți de bun afară. Dar poți pe moment să joci 6? Nu. Că dacă joci 6, înseamnă că eu cu albul meu pionul imediat înapoi și te las și fără dreptul de a mai face rocadă mică. Deci nebun F6, GF6, damă F6. Ce poziție e asta? E dezastroasă pentru tine cu negru și nu mai ai niciun pion. În plus, ai și turnul din H8 la o, adică rocada mică nu voi mai face și atunci, foarte logic, Addison Williams joacă întâi cal D7 și după rocadă joacă E6. Și acum Fischer bate. Nebunea pe F6. O mutare care nu prea este, e contraintuitivă, adică nu prea-ți vine să o faci. Pentru că la o adică dai perechea de nebun, nu? Și zici, păi ce fac, că o să bat și eu. Dar dintr-o dată, datorită faptului că regele negru este în centrul tablei, aici negru își dă seama că nu prea poate să bată cu calul. Deci în partida a bătut cu pionul. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi bătut cu calul? Păi ar fi urmat cal B5. Oh, scuză-mă, nu. Ce ar fi urmat? A, D5, deschiderea centrului. Și după E5, cal B5, scuzați. Deci D5 ca să-ți deschid centru și pe urmă cal B5. Și în acest moment, regele negru începe să se simtă foarte, foarte în nesiguranță și există mari șanse aici ca tu să o gafezi. Datorită faptului că ai regele negru în centru tablei. De exemplu, vă dau un exemplu, cea mai proastă ar fi asta. Îți bat cu șah și pe urmă îți iau dama. Ups. Deci ai mari șanse aici să pierzi dama, practic. Dacă joci asta, din nou îți bat cu șah și iar pierzi dama. Deci, practic, tu aici ești pus cam... Îți vine să joci pe bine, dar pot să joc nebun C5, să închid coloana asta. Nu, că joc pe 4. Deci observați că aici captura la F6 pentru negru nu prea poți să o execuți decât cu pionul. Pe ce idee? Că nu o să mai ai niciodată la dispoziție. Stați un pic ca să înțelegeți. Exact așa s-a jucat. Deci Bobby a încercat să deschidă centru D5, normal că negru a refuzat E5, dar acum varianta asta cu acest cal B5 mai are vreo forță pentru alb? Nu, că joc simplu nebun E7 și nu mai ai la dispoziție niciun nebun B5 șah, pentru că acest cal negru este în continuare la D7, da? De aceea în partidă normal albul trebuie aici să-și reconsidere planul, dar însuși faptul că negru a fost nevoit să bată la F6 cu pionul de la G7 ne arată nouă că regele ăsta negru, chiar dacă face rocadă mică, tot stă pe bombe având păturica spart. Deci în partidă Bobby Fischer a jucat nebun B5 și după nebune 7, cal G3, ușor piesele albe încep să ia la țintă regele advers și aici negru face o greșeală și joacă așa. Deci încă o dată, dacă punem poziția asta, nu, întâi haide să o analizăm. Când analizezi o astfel de poziție, îți dai seama că prădătorul aici este albul. Într-adevăr, el a dat un pion, dar numai și numai ca să capete acest statut de prădător. Dar calculatorul zice că negru se poate apăra și în condiții destul de bune cu acest rege F8, să scape de pe legătură. Spuneți-mi și mie ce om ar face o astfel de mutare și eventual să facă o rocadă mecanică, adică să ajungă eventual un rege la G7. Nu-ți vine să faci o astfel de mutare.
Mutarea din partidă este o mutare mult mai umană, mult mai logică, pleacă bă din țara mea sau bate în calul, da? Dar este o greșeală. Pentru că dintr-o dată poziția devine foarte, foarte nașpa pentru negru. Bate în calul cu nebunul? Nu. Nebun de 3, damă de 8, H4. Cu ce amenințare? H5, da? Dacă lași să, pe alb să împingă H5, vai, vai, vai. Trebuie să bați nebunul din D3, nu mai poți face niciun fel de rocadă mică, că ai păturică spartă, de aceea negru îi joacă H5 aici. Dar din nou, o slăbiciune, nu e bine să împingi pionii în față când ești în apărare, nu în atac. De-aia am împins Bobby Fischer H4. Nebun F5, cal B6 și cale 4. Uitați-vă cum toate piesele albului virează spre un rege negru prins în centru tablei. Calea pe D5, negru zice, bine, dați anot al doilea pion. Turn de FD1, teleg. C6. Și aici acest cal se întoarce înapoi, cal C3, profitând de faptul că este legat. Și acum, deci, asistăm la o poziție în care negru are 2 pioni în plus, dar pentru acei 2 pioni, regele negru este prins în centrul tablei. Impresionant cum decurge partida de aici încolo, mai ales după mutarea următoare. Deci, negru joacă foarte bine într-un fel, într-o poziție proastă, ca să mă înțelegeți, de-aia, dar e cea mai de rezistență la o, adică continuare, dar în față totuși el îl are săracul pe Bobby Fischer, viitorul campion mondial. Și aici este vorba de valoarea calitativă a pieselor. Deci am 2 pioni în minus, dar trebuie să organizez la regele ăla negru prins în centru tablei un atac distrugător. Ce vreau să am la D5? Turn sau cal? Normal că vreau să am cal. De aceea Bobby face sacrificiu. Zbang! Deci face un sacrificiu și de calitate. Deci 2 pioni în minus și mai fac și un sacrificiu de calitate. Și după. C6 ia pe D5, cal ia pe D5, atac de damă, damă ia pe B2, turn B1, damă ia pe A2, că nu se vede altceva mai bun, și turn ia pe B7. Vă rog să mă credeți că în această poziție, deși cu grupa mare material în plus, da, deci are 2 pioni și o calitate în plus, negru cedează. Uluitor și impresionant această partidă. Deci nu ai cum în acest moment să faci fața atacului alb. Ai nebunul din E7 în priză. Da? Spuneți-mi ce poți juca cu negru aici ca să nu pierzi imediat. Orice ai juca, pierzi imediat. Deci hai să le luăm pe rând. Eu am, să zicem că joci nebun de 8, nu? Păi urmează, ce urmează? Să-ți dau un șah întâi? Da, nu-ți dau șah. Nu, pur și simplu îți bat și pe urmă îți dau șah. Calea pe F6 și după nebunea pe F6, dama ia pe F6, te ridici. Ai turnul din H8 în priză și mat la E7. Nu știu cum faci față. Acest rege este complet condamnat. Da? Dar ce mai poți juca aici? Deci efectiv aici, dacă joci dama A3, îți iau cu șah nebunul, cu turnul, da? Trebuie să dai dama și pe urmă îți bași și turnul
nu ți-l mai bag pe ăla. Deci dama a 3, să zicem. Am atât aici de nici nu știu ce pot să joc și calea pe F6 și șah. Da, nu, pur și simplu îți bat cu șah. Da? Și dama B7. Asta nu mai e poziție. Pentru că încep să ieși cu regele în centru tablei, nu? Da, când ieși, ieși mat. Mate. Aoleu. Iar când te duci în spate, mai pierzi un turn. Nu? Nu. Deci, observați, este o partidă într-un fel așa de simplă, dar cel puțin pe mine mă impresionează modul cum a pus Bobby Fischer problema în această partidă, în care el a marșat și a accelerat, ca să spunem așa, pe dezvoltarea pieselor proprii, dând prima dată un pion, pe urmă doi, prins regele în centrul tablei și pe urmă faci și un sacrificiu de calitate și poziția de final, ca să spun așa, deci după dama a 2, turn B7, ca material este în favoarea negrului. Dar ca poziționare și ca siguranța regelui negru, este clar de ce negru cedează aici. Din nou, o partidă de-a lui Bobby Fischer. Aici Bobby este jucat, este cu piesă, este jucătorul care are piesele negre. Partida asta este jucată la Vinkovci în 1968. Asta este o localitate în Serbia aici, alături. Bobby Fischer i-a plăcut foarte mult Iugoslavia, așa era stat atunci, și a jucat multe concursuri. Deci, Emil Nikolić, un maestru internațional sârb sau croat, nu mai țin. Și trec puțin mai repede, o să trec peste deschidere, pentru că se joacă o deschidere pe care voi nu o prea cunoașteți. Deci o engleză, C4, G6, ca fapt divers, să țineți minte, Bobby Fischer tot timpul când îi se răspundea cu C2, C4, tot timpul adopta acest mod de dezvoltare care îi asigura lui trecerea lejeră peste prima fază a partidei, adică rocadea tip cazemată și pe urmă văd ce se mai întâmplă. Deci C4, G6, cal C3, nebun, G7, G3, albul face și el, își va face rocadă tip cazemată, E5, nebun G2, D6, E3, cal F6, cal E2, rocadă mică, parcă și noi știm să jucăm la fel, nu? Așa, C6, logic, îți deschizi diagonală de damă și interziști accesul vreunei piese albe pe câmpul D5, D4, luptă pentru centru, turn E8, turn B1. O mutare care ne arată nouă, practic, ce dorește albul aici. El și-a asigurat chipurile o anumită liniște a propriului rege, care este bine mersi acolo și, într-adevăr, cel puțin pe moment, nu pot spune despre regele alb că se află în vreun pericol și dorește să atace pe flancul damei. Un plan foarte logic. La un plan logic al adversarului și tu, la rândul tău, trebuie să îți creezi un plan foarte logic. Să vedem ce plan creează negru aici. E4. Închidere de diagonală, este susținut acest pion și de turn și de cal, da? B4, nebun F5, H3, cu intenția clară de a împinge G4 să arunce acest nebun în spate, Fischer îi spune nu, H5. Deci, cel puțin este o strategie, o luptă de idei aici, cal F4, cal D7, dezvoltare, A4, observați cum ambii jucătorii încearcă să-și pună în deplinire planul, cal F8, și după mutarea următoare a albului, care joacă C5 aici, practic
Bobby Fischer trebuie să joace D5 și în acest moment practic pe tablă apar, ca să spun așa, două lanțuri de pioni. Acest lanț de pioni alb F2, E3, D4, C5 și acest lanț de pioni negru B7, C6, D5, E4, care, dacă ne uităm un pic, împart tabla în două, cum s-ar spune, și ne arată clar, dar foarte clar, cel puțin din punctul meu de vedere, unde va ataca albul și unde va ataca negru. Deci albul atacă pe flancul damei cu B5 și eventual A5 și cu bătut, da? Să-și deschidă coloana acestui turn din P1 și negru va ataca pe flancul regiului. Dar pare foarte, foarte greu de anticipat vreun atac la regele alb. B5, deci albul își continuă planul, care, un plan care pare mult mai rapid decât cel al negrului. Cal H7, nebun de 2, dezvoltare, cal G5. Dintr-o dată am două bătăi aici. Da? Și acum, într-un fel, ca să nu pierzi acel pion, ai două posibilități la dispoziție. Ori să-l împingi, ori să joci rege H2. Adevărul este că în partida a jucat rege H2. Adevărul este că după acest H4 îți slăbești cam mult câmpul G4, pentru că dacă joci aici H4 este foarte, nu că este, aproape sigur Bobby ar fi jucat nebun G4, mutare cu tempo. Și să zicem după un damă B3 să joci cal F3 șah. Și să dai nebunul de cazemată. Și nu prea îți place, că nebunul de cazemată, ce v-am zis eu în lecțiile anterioare, este principala piesă de apărare a propriului rege, da? Într-adevăr, aici, la o adică, poți să continui și cu mutări de genul ăsta, așa. Și când bate, să mai bați odată. Da. Nu știu cât s-ar juca o astfel de variantă și chiar și această variantă, care este puțin a la Mihail Tal, pare desprinsă din filmele de groază, de genul după ce bat, să bat aici. Și când pui poziția asta, calculatorul zice totuși că în continuare negru este în avantaj. Deci, revenind la partidă, este de înțeles de ce alb optează aici pentru rege H2. Cea mai logică, păstrează acest pion pe câmpul H3. Deci suntem în acest moment, cal G5 și... A, nu, joacă turn B2 aici, scuzați-mă, la turn B2. A, hai că vorbesc și prostii. Încă este apărat de două ori. Debit după damă de 7 joci și rege H2. Pentru că acum am făcut 3 bătăi. Da? Scuzați-mă. Deci prin rază X, debit în acest moment, această amenințare este posibilă. De aceea joacă rege H2, nebun H6, vrea neapărat să îndepărteze acest cal din pe 4, care are un rol foarte, foarte important în apărarea regelui alb. A5, albul consideră în acest moment că absolut totul este în regulă și într-adevăr este în regulă, dar aici, ca să spun așa, apare mutarea foarte, foarte surprinzătoare a negrului. Deci, încă o dată, aceste două lanțuri de pioni
lanțul alb de la F2 la C5 și lanțul negru de la B7 la E4 împart tabla în două. Și următoarea mutare a negrului este o mutare care eu o consider intuitivă, dar veți vedea că este foarte corect. Deci el aici, negru, joacă extraordinar nebun G4. Pur și simplu dând acel nebun pe un pion. Dar pe ideea că se va deschide coloana H, pe care eu după ce elimin și acest cal, o să-mi pun repede turnul. Și turnul ăsta și nebunul ăsta, care e foarte prost, nu va putea să sară în apărarea propriului rege. Încă o dată, eu consider mutarea asta, din punctul meu de vedere, cel puțin intuitivă făcută. O mutare care Bobby Fischer o face pentru că își dă seama că are mari șanse de câștig aici. Dacă vreți să mă credeți, într-o analiză ulterioară a partidei, mari maestri prezenți la acel concurs au spus că cel mai bine ar fi fost pentru alb să refuze acest sacrificiu și să joace dama B3 și după cal F3 șah să joace rege H1. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, de exemplu, zbat aici și totuși ei s-au încăpățânat să demonstreze aici că alb ar fi putut face față într-o astfel de poziție, dar în continuare cele două lanțuri de pioni există și în continuare nu văd cum atacul negrului aici ar fi fost mai slab, ca să spun așa, în intensitate față de varianta principală. Reveni la partidă. Deci foarte normal aici la o adică albu bate. Și după HG4, tur H1, să lupte pentru coloana H, șah, bate și aici joacă rege G1. Bobby Fischer bate acel cal care este într-adevăr o pacoste pentru el. Deci calul din F4 într-adevăr are un rol bun în apărarea regelui alb. Deci bate și după F4 rege G7. Și este foarte logic aici ce se întâmplă pe tablă. F5, pentru a-și deschide această diagonală de nebun și a încerca să-l facă cât de cât un nebun bun, dar Bobby Fischer joacă tur H8. Asta este ideea acelui sacrificiu de figură executat de Bobby Fischer și poziția asta el și-a închipuit-o aici, ca să spun așa, pentru că aici după o continuare normală de genul turnea pe H8, turnea pe H8, nebun G5 să zicem, dama ia pe F5, observați încă o dată cum acest lanț de pioni negri este în continuare prezent acolo, ca să spun așa, în acest moment eu cu negru amenis tur H1, șah, deci să zicem că fac o mutare de genul ăsta, îți dau mat în două mutări, da? Tur H1, rege H1, damă H3, mat. Mate. Observați? Deci aici tu trebuie să stai pe... ești sub amenințarea lui turn H1, deci trebuie să joci într-un fel nebun H4, să închizi coloana, dar negru poate continua foarte bine și cu un sacrificiu de calitate. Și zici, păi bine, dar rămâi cu un turn în minus cu negru. Păi bine, dar uite-te, ce dacă e ăsta aici? Ăsta nu participă deloc la apărarea propriului rege și regele ăsta este complet în ploaie. Deci după turnea pe H4, GH4, damă H3, amenințare de mat la G2, n-ai decât să zicem damă F1, dar după șah și șah și șah și cal G4, spuneți-mi și mie cum te mai apere.
nu mai ai cum să te api. Deci urmează dama H4, șah, dama H2 și nu ai la dispoziție acest dama H3 pentru că te ia pe partea altă. E ceva groaznic, deci nu poți aici efectiv să faci față acestui atac. Gândiți-vă, săracul albu aici a gândit la mutarea aceasta care a făcut-o în partidă, deci suntem în acest moment. Deci albu aici, acest Emil Nicolici, joacă aici disperat nebun H6. Deci practic îi dă piesa înapoi, numai să câștige la o adică niște tempouri și să aducă regele negru pe coloana H, pentru că după turnea pe H6, acum bat la H6. Deci să nu poți să bați, nu bați direct la H8 ca să vină celălalt tur din A8. Și după rege H6, într-adevăr, poți spune că cel puțin pe moment ai pus o anumită frână atacului negrului asupra regelui meu. Pentru că mai ai până să joci turn H8, până să te dai cu regele la o parte, plus cam și acest șah, așa s-a continuat în partidă, G5, și acum bat. Dama ia pe F5, nu mă interesează pe mine ce încerci tu să-mi abați atenția pe flancul damei. De exemplu, pot să bat aici acum așa? Nu. Că joc dama H3. Și degeaba scos tu dama, că ești mat. Mate. Cu toată dama ta în plus și cu două dame pe tablă, nu? Deci aici nu poți să mai bați în B7, că am dama în H3. Asta înseamnă că ești forțat să joci cal de 1, ca acest cal să ajungă la E3, să păzească acest câmp de la G2. Dama H3, cal E3, rege G6. Și practic aici, ca să spun așa, albu cedează. Din nou, este în acest moment al carierei, pot spune despre Bobby Fischer, că ajunsese la acel nivel pe care eu, de exemplu, l-am resimțit foarte mult în partidele mele jucate împotriva unor jucători puternici. Când ești în fața unui jucător puternic, îți dai seama, datorită forței lui deosebită, că orice ai mutat pe tablă, parcă tot timpul intri în rolul pradei, prăzii. Deci orice face, nu ai cum să oprești înfrângerea inevitabilă. Un astfel de jucător devenise Bobby Fischer în acest moment. Orice joci aici cu albul, ești complet pierdut. Atât turn H8, cât și cal G4, apropo, aici direct ca să observ, deci direct cal G4 nu prea poți să-l bați pentru că ți-l iau cu șah. Înțelegeți? Și când mă întorc, am tot timpul din lume să vin cu dama aici și pe urmă la F1 să-mi apăr câmpul G2 de mat. Dar în momentul când faci o mutare subtilă de genul acesta, rege G6. Înțelegeți? Deci stați un pic ca să înțelegeți. Deci după cale 3, cal G4, ți-l bat cu șah, da? Dar în momentul când eu aici joc rege G6, acum ameninți cal G4 și nu mai poți să-l iei cu șah, dar ameninți și tur H8 cu mat pe H1. Nu ai cum să faci față aici. Nu ai cum, efectiv. Joci damă E1, joc tur H8. Nu-ți mai joc al G4 să nu joci tu, da, mă, joc tu H8. Nu ai cum să oprești maturile care vin pe tine, da? Bun. Și la încheiere vă mai arăt o poziție. Nu mai am timp să vă arăt o partidă întreagă de-a lui David Bronstein. Vă arăt, în schimb, această poziție a lui. Este jucată împotriva lui Kotov, un alt mare maestru rus, sovietic. Poziția asta este destul de
egală, am putea spune, după o luptă dusă și de o parte și de alta, fără niciun fel de greșeală, nici de către negru, nici de către alb. Albul are în continuare o anumită inițiativă, armatele sunt egale, regii sunt încă în siguranță și aici albul joacă F3, F4. Și după cale 4, acest cal se implică, ca să spun așa, intră în teritoriul meu pe un câmp avampost, da? Eu cu albul îl bat. Și în acest moment Kotov greșește. Dar ca să vedeți de ce greșesc, de ce el aici face o mutare greșită, deci în primul rând vede următorul lucru. Dacă bate cu D-ul, cedează câmpul C4 pentru eventual o damă C4. Nu-mi place. Îmi face 3 bătăi pe ăsta, îmi face 2 bătăi pe ăsta, plus calul meu este legat, că pierd dama, nu, deci nu pot. Deci voi pierde material după dama C4. Nu prea văd ce să joc aici. Voi pierde ori pionul E6, dacă joc, să zicem, nebun de 7, îți bat în E6, da? Și după ce bați, mersi pentru pion. Deci DC4, într-adevăr, ar fi fost o greșeală. D4, D5 pe E4. Mutarea corectă aici ar fi fost F5 pe E4. Dar aici, ca să spun așa, negru se sperie de o așa zisă fantomă. Adică de o mutare a albului care constă în acest damă după nebun C6, BC6, damă G4. Și într-adevăr, cel puțin la prima vedere aici, atacul albului devine foarte, foarte periculos. Deci am 2 bătăi pe acest pion din E6, trebuie să joc damă de 7 ca să nu-l pierd. Dar aici, precis, negru s-a gândit că după F5 pică sub atac. Și cel puțin vizual, ca să spunem așa, într-adevăr pică sub atac. Mi-am deschis diagonala nebunului să bat în H6. Am făcut 3 bătăi aici, după ce bat în F5, bat cu turnul și când bat cu turnul, împing E6, mutare intermediară. Observați, nu o să bat direct, când bat cu dama și prin rază X câștig. Dar albul aici are la dispoziție, într-adevăr, aceste 6. Și după dama E8, bat cu calul sau cu dama, și totul pare foarte, foarte nasol pentru tine, negru fiind, nu? Dar un calcul mai atent aici ne arată nouă că după, deci ameninț mat, ameninț să-ți iau la H6, dar după nebun F6 totuși și cal H6 șah și rege H7, negru menține egalitatea aici. De ce? În acest moment, acest cal este, ca să spunem așa, în priză și acest pion este de asemenea sub atac. De exemplu, tu poți să joci aici cal F7, dar după dama ia pe E6, nu văd ce probleme mai ai aici. Da? Să zicem, cal G5 îți bat. Și ce dacă? Ce faci aici? Bați, bat, bați. Un final cu nebun de culori diferite. Deci, deși părea foarte înspemântător acel așa zis atac, dacă ar fi calculat mai mult, este posibil ca negru să fi ales continuare corect aici. Deci suntem în acest moment al partidei în care negru greșește și bate intermediar la D4. Și se pomenește cu bomba asta în cap, cal F6 șah. O altă mutare intermediară, da? Și după turnea pe F6, de-abia acum îi bate acest cal cu nebun. Deci în continuare armatele sunt egale,
Dar Negro trebuie să mai piardă un tempo datorită faptului că acest turn este sub atac și nu te poți duce cu el pe la mama naibii pe aici, că îl pierzi după dama H5. Da? Nu, turn G4, nebune 2, bye bye turn. Ai pierdut cel puțin calitate. Și în partidă a jucat turn F8. G4. Și din nou observăm acest instinct de prădător al albului aici, care lansează un atac foarte, foarte periculos asupra regelui negru. Să vedeți cum decurge partida asta. Haideți că e încheiere, nu vă mai țin mult. Nebun de 7, ce facem? Schimbăm nebunul? Nu, tăticu. Nebun de 3. Cum să schimb nebunul tău super prost? Uitați-vă la pionii din centrul tablei, sunt pe culoare albă. G6. Rege H1. Rege H7. Uitați-vă ce simplu e șahul când știi cum să joci, nu? Turn G1. A6. A4. Ca să nu să nu-ți permit ție să schimbi nebunul. Că într-un fel să știți că negru chiar dorea să joace nebun B5, chit că ar fi dat un pion numai și numai să scape de nebunul lui prost. Nu, tăticu. Turn G8, turn G3, liftare de turn. Turn F8, turn H3. Dar stai, că de ce vreau să vă... Chiar îmi pare rău că vă prezint acest exemplu la încheiere și puțin pe fugă. Turn G1, nebunia pe A4, că n-ai ce juca aici. Bate, ești forțat să bați cu E-ul, nu poți să bați cu G-ul, că ai pierde imediat după damă H5, da? Ești forțat să bați cu E-ul. Și acum survine momentul critic al partidei. Stați un pic. După damă G2, nebune 8, avem această poziție în care Bronștein greșește, adică alb. Cel care este în atac, deci prădătorul, greșește. Vrea să termine partida asta în stil mare și face un sacrificiu care nu este bun. Turnea pe H6 șah. Și vreau să înțelegeți ideea. După rege ia pe H6, damă H3 șah, rege G7, pione 6 șah. Da? Dar cu săracul negru la rândul lui o greșește și el într-un mod barbar, deși și joacă aici nebun F6. Deci trebuie să bași ceva la F6. N-ai decât nebun F6 sau tur F6. Și partida practic intră exact în ceea ce gândise David Bronstein. Damă ia pe F5. Pionul din G6 este... Și după nebun ia pe D4, urmează turnea pe G6, nebun G6, damă G6, rege H8, damă H6. Și aici negru a cedat, normal, că era mat. Mate. Și acum puteți întreba, pe bine, bine, da. Și atunci care era mutarea corectă? Aici mutarea corectă ar fi fost turn F6. Care este marea, dar marea diferență? Cu acest turn F6, negru și-ar fi făcut loc de rege la F8. Deci după dama ia pe F5, avea mutarea asta extra, deci nu poți să bați dama nici cu pionul, nici cu turnul, ambele să... Dar ar fi avut mutarea asta nemaipomenită. Rege F8. Într-adevăr, poți să spui, pe data, tot chit că am o tură minus, eu cu albul am atac nemaipomenit după damă H3, cu amenințarea damă H3. Da, dar negru joacă aici foarte liniștit, nebun de 8 și după damă H6, să zicem, damă G7, bat, bat și când mai bat, bat și ce se întâmplă aici? Nașpa. Nu? Deci aici, practic, negru câștigă pentru că are avantaj în plus. Și acum închei imediat după ce vă mai explic un singur lucru. Deci varianta asta,
ca să vedem că și marii maestri nu sunt scutiți de greșeli în calculul de variante și în poziții complicate. Mutarea de câștig aici pentru alb ar fi fost directe 6, fără sacrificiu. Acum ameninți turnea pe H6, rege H6, damă H3, mat. Îmi puteți spune pe bine, dar pot juca dama ea pe F4. Nu poți să joci dama ea pe F4, că urmează nebune 3. Cu bătaie în H6 te fac praf imediat. Iar dacă acum joci nebun F6, pot reintra în varianta de dinainte. Din partidă, practic, da? Îmi pare rău, acest ultim exemplu este puțin mai greu pentru dumneavoastră, dar totuși vreau să înțelegeți, n-am reușit să-l dezbat ca lumea, zic eu, pentru că ne-am grăbit, dar este foarte interesant și bun. Deci, încă o dată, nebun F6, turn G6, da? După nebun G6, damă G6, rege H8, damă H6, damă H7, mat. Am intrat ca întotdeauna în criză de timp. Cred că greșesc eu în ceva când vă prezint. Încerc să vă prezint prea mult în timp scurt. Bine, haideți, că am depășit deja cu 10 minute. Vă doresc o după amiază plăcută. Să știți că s-ar putea... Vă mai țin 2 minute. Astăzi am scăzut sub 5 la mie. Și astăzi mi-a apărut și certificatul verde. Deci este foarte probabil sau posibil ca de săptămâna viitoare să începem totuși la clasă. Așa. Sper să vă bucurați, da? Bine, haideți o după amiază plăcută. La revedere la toți trei. Pa, pa.